Însă noi ne-am pus nădejdea într-un Dumnezeu care a spus că într-o zi va veni și își va duce mireasa la cer. Maranata, Domnul nostru vine! Ne rugăm în seara aceasta Duhul Sfânt să umple locul acesta de prezența Lui și să ne pregătească de cer pe fiecare din noi. Vreau să citesc un singur verset din cartea Psalmilor, Psalmul 130, versetul 6, unde psalmistul spunea următoarele cuvinte. Sufletul meu așteaptă pe Domnul, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, amin. Vă rog să vă reașezați. Mă bucur în seara aceasta, prin Harul lui Dumnezeu, să fiu cu dumneavoastră. Mulțumesc fratelui păstor, fratelui Alin, pentru invitație. Salut cu toată dragostea Comitetul Bisericii, întreaga adunare. Primiți Harul Pacea și a Domnului Binecuvântare din partea Bisericii Albinii din Cluj. A celor care au primit o credință de același preț cu a dumneavoastră, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Chiar dacă suntem născuți în locuri diferite, avem unii ani mai mulți, mai vârstnici, alții mai tineri, avem un singur loc de naștere care se numește Golgota. Acolo Domnul ne-a răscumpărat pe fiecare din noi și ne-a dat dreptul să-i spunem Tată, slăvit să fie numele Domnului. M-am bucurat în după masa aceasta de felul în care Domnul, prin Duhul Sfânt, a călăuzit lucrarea, prin cântările care au fost cântate, ne-am zidit sufletește. Chiar la un moment dat mă gândeam în fața porților de mărgăritar, îl vom vedea pe cel care a plătit prețul păcatului în locul nostru, care ne-a răscumpărat și vom fi o eternitate cu Domnul. Frați și surori, ne bucurăm în seara aceasta de prezența Domnului și îl rugăm, așa cum se ruga odinioară psalmistul și spunea, Doamne, cercetează-mi inima. Vezi dacă nu sunt pe o cale bună, cumva ia-mă Tu și du-mă pe calea veșniciei Tale. Pentru că toată viața, frați și surori, Domnul lucrează în noi neprihănirea Lui. Eram copil și lângă frații care... Tata cânta în cor, nu prea avea el voce, dar cânta în cor și mă lua lângă el la cor și mă mai luau și ceilalți care, frați în vârstă care cântau în cor și mă învățau ei să cânt așa în cor și doreau să fiu și eu implicat în lucrarea aceasta. Dar ce vreau să vă spun este că mă uitam la frații aceia și mă gândeam ce... liniștiți sunt, botezați în apă, au ani de pocăință, totul este rezolvat. Până mi-am dat seama, crescând, că viața de pocăință este o luptă permanentă. Este ceea ce spunea fratele Alin, astăzi pe munte, cu credință mare, mâine în vale, cu întrebarea, oare mai vine Domnul cu noi? Oare mai călătorește Domnul cu noi? Și în această seară, psalmistul spunea lucrul acesta. Era o exprimare care o aducea și venea din lăuntrul inimii și spunea, sufletul meu așteaptă pe Domnul. Frați și surori, toată viața noastră e o viață de așteptare. Începând din anii copilăriei. Așteaptă copilul să termine primele 4 clase, pe urmă să termine celelalte clase, liceul, facultate, să fie într-o zi căsătoriță, viață de așteptare. Noi, ca părinți, avem așteptări. Însă, așteptările noastre, a ceea ce înseamnă poate ziua de mâine, când aștept, știu eu, să începi o lucrare, să te duci undeva, nu vor echivala totdeauna cu așteptările sufletului. Pentru că spunea psalmistul aici, sufletul meu așteaptă pe Domnul. Așteptările noastre a activităților zilnice de zi cu zi nu vor corespunde niciodată cu așteptările sufletului. Pentru că nu poți să spui, cum a spus omul acela, suflete, gata-i casa, hambarele-s pline, de acum odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Poți să spui?
dar sufletul nu se va hrăni cu casa mare, cu avere, cu tot ce înseamnă pământesc. Bune sunt toate așteptările, însă în fruntea tuturor așteptărilor să fie ceea ce spunea psalmistul, sufletul meu așteaptă pe Domnul. Știți cum aștepta sufletul lui? Și făcea ceva. Se uita la cei străjeri care erau acolo pe ziduri și spuneau, și spunea psalmistul, cum străjerii aceștia așteaptă dimineața. Sufletul meu îl așteaptă pe Domnul. Frați și surori, în așteptarea unei dimineți, călătorim prin noapte. Când veți citi în Biblie referința Domnului la revenirea Lui, nu veți găsi că Domnul a spus că va veni la amiaz. Și Domnul vorbea despre o noapte care trebuie parcursă și în noaptea aceasta, bezna grea a păcatului, noi să privim țint, așa cum se amintea în prima parte a slujbei din această seară. Marcu 13 spunea Domnul următoarele cuvinte, versetul 35 până la versetul 37. S-ar putea să vină stăpânul casei seara, s-ar putea să vină la miezul nopții, la cântarea cocoșilor sau dimineața. Dar ascultați cum încheia Domnul, temeți-vă. De ce să mă tem? De ce să-mi fie frică când Domnul a spus că vine după mine? Vine după mireasa lui, după biserica lui. Pentru că, frați și surori, noaptea pe care noi o traversăm și prin care călătorim spre limanul dorit, aduce cu ea multă nesiguranță de multe ori și multe stări care poate n-ar trebui să fie în viața noastră. De aceea, în această seară aș dori să amintesc câteva aspecte importante din acest verset. Ce făceau acei străjeri? Pentru că se uita la el, psalmistul, și spunea, sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineață. Străjerii erau aceia care aveau responsabilitatea de a păzi cetatea în întregimea ei. Unii dintre noastre ați făcut armata. Printre noastre mă găsesc și eu. Timp de o lună am făcut de gardă, pentru că având ureche muzicală, ei au constatat că am ureche muzicală, m-au dus la o școală de morse și am învățat alfabetul morse. 6 luni. Dar o lună am făcut gardă. Mă ducea comandantul în gărzii, în pichetul unde trebuia să stau. 3 ore trebuia să stau acolo. Indiferent cum era vremea. Că era cald, că era rece, că ploua, că ningea. După 3 ore, comandantul trebuia să mă găsească acolo, să vină altul să mă schimbe. N-aveam voie să împărăsesc postul, locul unde am fost așezat. Primul lucru care vreau să-l amintesc în așteptarea unei dimineți, fără de noapte, în care așa cum cântam, biserica va pleca la cer. Trebuie Domnul să mă găsească unde m-a așezat. Frați și surori, când este vorba de chemarea lui Dumnezeu, nu neapărat la slujire, că fiecăruia dintre noi ne-a dat Domnul câte un dar. Altele nu-s vizibile, dar sunt daruri și lucrez cu darul care Domnul ți l-a dăruit. Știți care e marele pericol? La un moment dat să te uiți și să spui, frate, dar nu se mai merită. Dar nu mai are rost să-mi pierd timpul. Am alte lucruri mai importante de făcut. Și la un moment dat să vină diavolul și să spună, nu ia are rost să te implici. Bă, faci milostenii? Tu ai făcut milostenii și ăluia care tu i-ai dat, te-a bărfit pe la spate. La ce rost? Ai câte un mesaj, câte un cuvânt și aștept să vină cineva să spună o încurajare, să spună, frate, mulțumim de hrana care ne-ai dat, ne-am sidit sufletește prin tine și nu vine nimeni. Nu vine nimeni, toți au plecat spre casă și te-ai pregătit o săptămână să ai un mesaj și pe nimeni nu interesează.
Bă, dar se mai merită? Dar mai are rost? Ascultați ce vreau să vă spun în această seară. Vine Domnul în cercetarea care o face bisericii. Știți ce spunea Habacuc, capitolul 2, versetul 1? M-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce va răspunde la plângerea mea. Dar Habacuc, de ce nu stai jos? De ce nu stai acasă? De ce nu stai undeva comod să-L chem pe Domnul acolo? Știți ce știa Habacuc? Domnul mă caută unde m-a așezat. Într-o zi El m-a pus acolo și am o nevoie și am o problemă și mă duc acolo, sus, la locul de strajă, e locul meu? E locul meu, acolo îmi va răspunde Dumnezeu. Știți, constructorii de zgârie nori au o problemă când construiesc zgârie nori, dacă nu greșesc, cea mai mare clădire are, cred că, aproximativ 1000 de metri, da? Și marea problemă este că sus, la înălțimea aceea, vântul este foarte puternic, foarte puternic. Și marea problemă este că acolo riscul este foarte mare. Da, la înălțime vântul este puternic și diavolul va căuta să te distrugă de acolo, să te coboare cu orice preț. Însă cel care te ține de mână este Domnul. Dar rămâi acolo? Rămâi unde te-a așezat Dumnezeu? Rămâi la orchestră, rămâi la cor, rămâi la fanfară, rămâi acel om care să stai la dispoziția lui Dumnezeu? Timp de, cred că 10 ani, m-am ocupat de cântările în comun în biserică, prin programările care le făceam. Și într-o zi a venit un băiat la mine și a zis, știi ce frate? Zice, eu nu mai conduc cântările în comun. Zic, da, ce pățire, ce ai pățit, ce? Nu mai vreau să conduc, m-a supărat, nu știu cine, nu știu ce eu zic. Bun. Zic, da, nu vorbi cu mine. Dar zice, cu cine să vorbesc? Că doar dumneavoastră sunteți cu... Zic, da, nu vorbi cu mine. Dar cu cine? Zic, cu cel ce ți-a dat darul. Cu Dumnezeu. Du-te la Domnul și spune, eu nu mai vreau să slujesc. Și a zis, da, atunci nu mai fac. Atunci rămân. Ascultați-mă, va veni stăpânul într-o zi și te va căuta acolo unde te-a așezat. Rămâi unde te-a așezat Dumnezeu. Pe Avram nu-l clatină mesajul din partea lui Dumnezeu. Când a venit și a zis, du-te și du-l pe Isaac ca jertfă pe muntele pe care ți-l voi spune. Nu se clătina Avram, știa ceva, eu rămân unde m-a așezat Dumnezeu. Dumnezeu mi-a spus că el va fi moștenitorul casei, îl voi aduce jertfă și din cenușă Dumnezeu mi-l va da înapoi, pentru că ce-a promis Dumnezeu, el nu-și tăgăduiește cuvântul, el nu-și calcă promisiunea. Poate nu l-ai înțeles pe Dumnezeu în anumite situații ale vieții tale, rămâi acolo unde te-a așezat Dumnezeu, că vine Dumnezeu acolo, aleluia, slăvit să fie în numele Domnului. Al doilea lucru care vreau să-l amintesc, frați și surori, acei străjeri care erau acolo pe zid, acei străjeri când toată cetatea dormea, era noapte, beznă, nu se vedeau lumini. O categorie de oameni trebuiau să rămână treji, oricât de obosiți erau, oricât de mare era noaptea de grea, oricât de cald sau frig era, ei trebuiau să rămână treji. Frați și surori, în așteptarea unei dimineți, biserica răscumpărată de Domnul, mireasa, îmbrăcată în haine albe, care într-o zi va pleca spre cer ca o ninsoare inversă, știți cum trebuie să fie găsită? În veghere. A veghea înseamnă a sta treaz noaptea. Asta înseamnă veghere. Știți care e marea problemă? Marea problemă este că începe oboseala încet, încet să-și pună amprenta pe noi. Somnul nu vine dintr-o dată. Somnul începe să vină după o stare de oboseală. Și își pune amprenta oboseala în viața unora de aici. Și sunt niște semne pe care le vedem. Nu mai vine la adunare joia, era prezent, era acolo. Orice problemă era, frate, păstor, frazincul, sunt aici? Sunt aici? Orice aveți nevoie, sunt aici. Și ai văzut că a lăsat-o mai moale și cu dărnicia, și cu prezența la biserică. A lăsat-o mai moale și cu implicarea, frate, nu mai am timp.
Ăstea-s niște semne ale faptului că omul începe să obosească. Și pe urmă vine pasul următor. Știți care este pasul următor? Ațipirea și adormirea. Știți de ce se întâmplă nenorociri pe șoselele României? Pentru că unii conduc obosiți. Am învățat lecția să nu conduc niciodată obosit. Oricât ar fi de lung drumul, oricât m-aș grăbi, în momentul când simt că sunt obosit, trag undeva pe dreapta, mă odihnesc acolo 15-20 de minute și îmi continui călătoria. Pentru că ațipirea și adormirea aduce nenorociri inimaginabile, spiritual vorbind. Și începe ațipirea să-și pună amprenta pe noi. Și vine diavolul cu adormirea aceasta, care distruge fără milă. Frate, da, era cu noi. Frate, da, s-a întâmplat ceva. Știți că unele căderi sunt dintr-o dată? Dar unele căderi sunt ca și avioanele care aterizează. Știți cum aterizează avionul? Păi când vin de undeva la Cluj, păi nu deasupra Clujului direct să coboară pe pistă. Începe să, m-am uitat așa, mai ales acum cum sunt aplicațiile, cam de prin Budapesta, începe încet să coboare. Să coboare și când ajunge la Cluj, atinge pista și a aterizat. Știți că căderile unora sunt încete? Frate, dar ce s-a întâmplat? A început să aterizeze cu mult timp în urmă. Că a început să-și pună amprenta oboseala și când ai obosit spiritual, ascultă-mă, ești direct în vizorul diavolului. Devii foarte vulnerabil, nu mai ești omul care să poți să veghezi. Nu vi se pare atunci și repet iarăși când conduci, pe mie mi s-a întâmplat personal. Intram în Cluj dinspre Dej și eu locuiesc în partea asta la alta orașului, înspre Oradea. Da? Și cam 15, aproximativ 12-13 km. Știți ce mă gândeam în mintea mea? Cât mai am până acasă? Cât mai am? 12 km. Știți de ce? Pentru că eram atât de obosit încât mi se părea atât de lung drumul care îl mai am de făcut. Ești vulnerabil la atacurile diavolului. Ascultați ce se întâmpla în călătoria evreilor înspre țara Canaanului. La un moment dat călătoreau, mărșăluiau și ascultați ce spunea la un moment dat Moise în Deuteronom, capitolul 25, versetul 17. Adu-ți aminte ce ți-a făcut Amalec pe drum. La ieșirea voastră din Egipt, cum te-a întâlnit pe drum și fără nicio teamă de Dumnezeu, s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se tărau la coadă. Și ascultați cuvântul, când erai obosit și sleit de puteri. Fraților, ațipirea începe să-și pună amprenta pe mulți. Știți ce înseamnă a fi ațipit și adormit? A fi rupt de realitate. Frate, da, trăim vremea pregătirii de cer. Da, are el timp de cer. Da, astea-s basme, povești îndepărtate pentru alții. Fără să ia în calcul marele pericol care se numește somnul spiritual. Ascultați ce se ruga David în Psalmul 13. Lucrul acesta pe mine m-a marcat. Știți cum începea Psalmul 13, versetul 1? Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când? Până când îți vei ascunde fața de mine? Ne-am rugat în seara asta, nu cred că ne-am rugat vreunul ca și David, e la granița răzvrătirii. Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrășmașul împotriva mea? Și ascultați, se uita David la el și nu primea răspuns, dar ascultați ce dorință avea. Privește, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu. Ascultați versetul 3, încheierea. Eu nu știu până când. Eu nu știu până când se va ridica vrășmașul împotriva mea. Eu nu știu până când trebuie să mai aștept, dar un lucru te rog, Doamne. Dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții. Știți ce știa David? Pericolul?
Doamne, dacă Tu zăbovești, pericolul ca eu să ador sornul morții este foarte mare. Să nu se uite într-o zi vrăjmașul și să spună, l-am biruit. Știți ce se întâmplă, frați și surori? Câteodată somnul acesta ne cuprinde pe unii. Și unii se trezesc la o cântare de laudă, la un mesaj evanghelic, la o cercetare a Duhului, la un mesaj profetic și își pun viața în rânduială și se întorc cu fața înspre Dumnezeu. Însă pe unii vine Dumnezeu personal și îi trezește. Și un mare har că Dumnezeu te trezește și nu te lasă în voia pornirii drumurilor tale. E un mare har. A sunat într-o zi un frate păstor de undeva, de prin județul Maramureș, și a spus, frate Dănuț, la spitalul de neurologie din Cluj este o familie, un frate care are o tumoare pe creier, urmează să fie operat și a solicitat să îi se facă ungerea. Dacă poți să mergi să te rogi pentru el să-i faci ungerea. M-am dus la spital și înainte să îi fac ungerea, să mă rog pentru el, era împreună cu soția, a zis, frate Dănuț, zice, aici împreună cu soția mea vreau să-ți spun ceva. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceasul acesta de încercare. M-am uitat la el și nu l-am înțeles și a spus, o să-ți continui să înțelegi de ce spun lucrul acesta. Zice, împreună cu soția suntem întorși la Dumnezeu. Mi-a spus de câți ani erau întorși la Dumnezeu. Dar ascultați ce spune fratele. Zice, dar a venit un ceas al adormirii mele spirituale. Eram așa obișnuit cu tot ceea ce însemna biserică, nu mă mai interesa, mergeam de obicei, nu mă mai mișca nimic. Zice, și prin încercarea asta prin care mă trece Dumnezeu, m-a trezit Dumnezeu. Eu nu știu, spunea fratele acesta, dacă va reuși operația, nu va reuși, voi muri după operație, voi trăi, eu nu știu, dar îi mulțumesc că m-a trezit. I-am făcut ungerea, m-am rugat pentru el, 2 ani n-am știut nimic de acest bărbat. Merg undeva la o evanghelizare în zona respectivă, județul Maramureș, dau să intru în biserică, o familie mă așteaptă la ușă, dă mâna cu mine, pace, pace. Au constatat că nu-i cunosc și fratele s-a uitat și a spus, frate, nu ne mai cunoașteți, așa-i? Zic, nu vă cunosc, îmi pare rău, dați-mi niște detalii și sigur o să-mi aduc aminte. A zis, mie mi-ați făcut ungerea la spitalul de neurologie din Cluj. Zice, să știți că Dumnezeu mi-a mai dat viață. Dar ascultați ce mi-a spus, dar îi mulțumesc că prin încercarea aceasta m-a trezit și eu sunt alt om. Fraților, nu lăsați somnul spiritual să-și pună amprenta, pentru că ne va depărta încet, încet de Dumnezeu, fără să ne dăm seama, ăsta e marele pericol. Marele pericol în somnul spiritual este, frați și surori, că nici nu-ți dai seama că nu mai ești unde te vrea Domnul. Vine diavolul și te leagă frumos, du-te la biserică, du-te la biserică, nu te mai mișcă nimic, rupt de realitate. Păi eu în seara asta m-am bucurat enorm de cântările cântate, mai ales cântarea aceea când eram în fața porților de mărgăritar, scăpați de dureri, de necazuri, de suferințe, de boli incurabile, să fie o eternitate cu Domnul. Pe cine mai mișcă? Mă duc la evanghelizări și câteodată vin așa, oare mai mișcă Domnul? Mai are pe cine să miște? Mai sunt inimi care să stea la dispoziția lui Dumnezeu? Frați și surori, cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Știți ce spune Apostolul Pavel celor din Roma? N-a zis, frați din Roma, ar fi bine să vă treziți din somn. N-a zis, frați din Roma, e ziua să vă treziți din somn. Știți ce a zis? E ceasul! Dar de ce trebuie să fiu treaz? Știți de ce fiecare membru al bisericii trebuie să fie treaz? Nu păstorul doar, nu comitetul doar. Pentru că se întâmplă ceva. Niște oameni aveau sămânță bună, sămânță de grâu, da? Și-au semănat în țarină sămânță de grâu. Și când răsar firele de grâu, printre firele de grâu și neghină, și întrebarea era, cine a avut neghină? A avut cineva altă sămânță în afară de sămânță de grâu? Și a spus, nu, toți am avut sămânță bună. Dar ascultați, dar în timp ce oamenii dormeau, a venit vrășmașul și a semănat neghină între grâu. Frate, nu te mai poți înțelege cu omul. Parcă-i pus numai pe rău.
Frate, dar era un om pacifist, te puteai înțelege cu el. Nu te mai poți înțelege cu el, cu ea. Știți de ce? Pentru că atunci când seamănă diavolul neghină între grâu, nu mai poți să-l iei pe fratele tău? Te superi din nimicuri? Nu stai la cină cu săptămâni, cu luni, poate chiar cu ani, unii? Pentru că a venit vrăjmașul când tu ai dormit și a început să seamene neghină în ființa ta. O, în această seară, mă rog, Duhul Sfânt să atingă inimile noastre, să nu vină Domnul să ne trezească, să ne trezim noi și Domnul să asculte rugăciunile noastre. 3. Străjerii aveau o datorie, erau cei mai responsabili. Știți de ce? Să păzească porțile cetății. Oamenii dormeau liniștiți. Oamenii erau aceia care stăteau acolo frumos, însă o categorie de oameni trebuiau să păzească porțile cetății. Să anunțe când veneau, vedeau de pe ziduri, vine vrăjmașul, poarta este atacată, să veghem, să ne pregătim armata, pentru că porțile cetății sunt asaltate. Frați și surori, în așteptarea dimineții, porțile vieții sunt atacate fără milă. Prima poartă atacată este poarta gurii și asta doar o amintesc. Poarta gurii. Ce vorbim cu gura noastră? Care este exemplu care îl dăm pentru cei din casă în vorbirea noastră? Vorbirea trebuie să fie totdeauna cu har și treasă cu sare. Frate, dar ce ai putut să vă... Frate, am fost nervos. Petru spunea la un moment dat că noi am fost făcuți părtași firii lui dumnezeiești, după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Mă rog din toată inima, poarta gurii să o păzim din toată inima și Dumnezeu să ne binecuvinteze cu putere. Dar mai este o poartă atacată, despre care spunea la un moment dat Solomon în cartea Proverbe, spunea, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Vine diavolul și caută să lovească în poarta inimii. Eu nu știu Solomon când a scris cartea Proverbele, nu știu. Dar știu că el a scris cartea aceasta și a spus acest verset, dar Solomon nu știa ceva. Era un om căruia Dumnezeu îi dăduse înțelepciune, știți, s-a rugat, Doamne, vreau înțelepciune, Dumnezeu i-a dat și bogăție. Însă pe holurile acelui palat unde Solomon stătea, pândea un dușman nevăzut. Pe vremea lui Solomon a fost pace, tata lui David a fost un om de război și Domnul a spus, îți dau pace în jurul tău. Însă era un dușman nevăzut care începea să dea târcoale inimii lui Solomon. A ajuns mare, terminase templu, se însurase, și acum începea să se uite peste gard. Și a văzut la un moment dat o moabită, fată de împărat. Și a zis, vrei să fii soția mea? Făcea parte dintre popoarele despre care Domnul a spus să nu intrați la ele, nici ele să nu intre la voi. Și a spus moabita, vin, vin, cum să nu? Dar în bagajele care le aduc îmi iau Dumnezeu. Și a zis, Solomon, tu cu Dumnezeul tău, în camera ta. A văzut și o amonită, și o edomită, și o sidoniană, și o hetită. Și toate au venit în palatul lui și și-au adus dumnezeii. Un timp o fi mers paralel. Domnul Solomon se închina Domnului și acele femei se închinau dumnezeilor lor. Până probabil într-o zi când o fi spus acele moabite sau sidoniană, nu vrei să vin seara asta să te închini și tu? Dar ce să te închini și tu cu mine o singură dată? Ascultați-mă, frați și surori, ce vreau să vă spun în seara asta. S-a închinat Solomon și s-a întâmplat ceva inimaginabil, care eu când citesc aici mă îngrozește de-a dreptul. Ascultați versetul 4, 1 Împărați 11. Când am bătrânit Solomon, știți ce a făcut vrășmașul ăla nevăzut? Pe holurile palatului împărătesc l-a urmărit pe Solomon până în anii bătrâneții. Și într-o zi l-a văzut vulnerabil la nivelul inimii
Și a zis, vin și mă închin și eu Dumnezeului tău. Mâine seară o fi zis Amonita, nu vii la mine, la Dumnezeul meu, să ne închinăm. Ba da! Și ascultați ce spune cuvântul Domnului, Salomon s-a dus după Astarteia, zeița sidonienilor, și după Melcom, urăciunea amoniților, ascultați-mă, și spune mai departe, Dumnezeu s-a mâniat pe Solomon pentru că și-a bătuse inima de la Domnul Dumnezeului Israel, care i se arătase de două ori. Solomon, ți s-a arătat acei Dumnezei pe care tu te-ai dus să te închini, acei Dumnezei inexistenți, niște idoli? Într-o zi Dumnezeu i s-a arătat și a spus, ce vrei să-ți dau? I s-a arătat și la sfințirea templului, ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casă unde va trebui să mi se aducă jertfe. În anii bătrâneții, frați și surori, știți ce se întâmplă? Porțile vieții și a inimii sunt asaltate! Și te-a eliberat Domnul de o robie acum 30 de ani, acum 40 de ani! Și vine Duhul ăla de care Domnul te-a scăpat atunci. Și îți dă târcoale după 10 ani de pocăință. Și după 10 ani de pocăință te vede cu inima păzită, totul perfect, totul bine, om care ești în veghere, un om care umbli cu Dumnezeu și n-are acces. Vine după 20 de ani, vine după 30 de ani, vine după 40 de ani de pocăință. Și constată ceva, poarta inimii nu mai este păzită. Știți ce face Duhul ăla? Se duce și mai alte 7 duhuri, mai rele decât ăla de care ai fost eliberat. Intră în casa omului, în inima aceea, și ascultați, și starea omului este mai rea decât cea dintâi. N-ați întâlnit oameni care au căzut de la credință, care erau mai răi ca oamenii din lume? I-am întâlnit. Omul din lume zice, Dumnezeu, nu mă bag pe biserică, ferească Dumnezeu să zic ceva de biserică. Însă când este unul care într-o zi a fost aici și s-a coborât și diavolul l-a lovit, se va lupta împotriva bisericii și nu va avea milă și nu va avea cuvinte de apreciere, pentru că atunci când nu păzești porțile cetății, diavolul lovește fără milă. Unde ești vulnerabil? Ești undeva vulnerabil? Știți unde a fost vulnerabil Samson și n-a luat în calcul? Știți ce poartă a fost atacată de diavolul în dreptul lui Samson? Poarta ochilor! Știți ce a spus la un moment dat? Spune că a văzut o femeie, o curvă, o femeie de morav urâșoare pe Dalila și s-a dus și a luat-o de soție. Știți ce a însemnat lucrul acesta? Adormirea pe genunchii ei, când a spus de unde îți vine puterea și a început să o mintă, păi știi, de acolo, dacă părul mi-a fi prins în 7 șuvițe, dacă aș fi legat cu 7 funinoi. Dar spune că a venit peste el o întristare de moarte și a zis, eu sunt închinat Domnului din pântecele mamei mele. Dacă aș fi tuns, aș fi ca ceilalți oameni. L-a adormit pe genunchii ei, le-a tuns. L-a legat și a zis, Samson, filistenii sunt asupra ta, nu-i problemă ce am făcut ieri, voi face și astăzi. Dar spune că nu știa că Dumnezeu se depărtase de el. Frați și surori, la nivelul ochilor, suntem chemați să blindăm și să ne păzim porțile cetății. Pentru că vine diavolul și la nivelul acesta aduce atâta întinăciune. Că vin tineri și îți mai spun durerile și traumele prin care trec, îi înțelegi într-o oarecare măsură. Dar când a venit la mine cineva de peste 60 de ani, cu o durere în suflet, că din pricina ochilor i s-a întinat ființa, mi-a fost atât de rușine și mi-am dat seama că diavolul n-are vârstă, diavolul nu ține cont de cine ești și dacă nu ne păzim porțile cetății, diavolul va căuta să distrugă. De aceea în această seară mă rog Duhul Sfânt să atingă inimile noastre. Dacă poate unele porți nu au fost păzite, ascultați-mă, dacă poate diavolul te-a întinat și în seara aceasta ai venit aici cu o murdărie pe care nu știe nimeni din casa ta, nimeni din biserică, e ceea ce porți în sufletul tău,
Vreau să spun că Domnul e prezent prin Duhul Sfânt aici. El nu trece nepăsător pe lângă tine. El se apropie de tine în seara asta și vrea să te ridice din prăbușire. Poate diavolul te-a doborât la pământ, poate te-ai coborât de la Ierusalim spre Erihon, poate cândva erai în adunare, în biserică, cândva erai aici și ai fost adus de părinți la binecuvântare și ai luat drumul lumii, pentru că într-o zi la porțile cetății diavolul a făcut prăpăd. Însă în această seară este o cântare care o cântăm, trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici! Nu că a venit cineva de la Cluj sau de nu știu unde, a venit Iisus Domnul! Și El vrea să-ți întindă mână, vrea să te ridice de acolo de jos, vrea să te ridice din prăbușire, că la El este îndurare și milă. Închei mesajul meu în seara aceasta, amintind ultimul aspect foarte important. Știți ce știau străjerii în acea noapte? Ceea ce nu știa nimeni din cetate, știau timpul din noapte și știau cât mai este până vine dimineață. Erau cei străjeri care se uitau și spuneau, se apropie zorile dimineața, se apropie dimineața, mai e puțin din noapte. Pentru că atunci când dormi noaptea, dormi buștean, dar nu tot trezești din oră în oră, să vezi cât este ceasul, cum... Am întâlnit undeva prin Londra un frate în vârstă, aveam avionul, cred că după masa, și a venit și a zis, frate, de nu-ți știe engleză, așa, așa, așa. Zic, dar de ce mă întrebe asta, frate? M-a cunoscut, eu nu-l știam. Zice, că așa-s de obosit și zice, vreau să bem o cafea și cum să cerem? Ne descurcăm. Dar zic, de ce n-ai dormit? Da, să întind o discuție. Zic, de ce n-ai dormit, frate? Zic, azi noapte. Și ascultați ce-mi zice, zice, frate, de nu-ți... Atâta de frică mi-a fost să nu pierd avionul, încât din oră în oră mă trezeam și să mă uit la ceas, să nu cumva să pierd avionul. Dar zic, e după masă. Da, dar zice, întot venea gândul, mă, dacă adormi buștean și pierzi avionul care e după masă și nu te mai trezești. Zice, hai să bem o cafea. Și am băut o cafea. Nu facem așa, dormim buștean. Însă este o categorie de oameni. Oamenii ăia știu cât mai este până dimineață. Întrebarea care o am în seara aceasta este următoarea. Știi cât este ora? Nu 8 fără un sfert. Ceasul timpului în care noi trăim. Știi că tot ce a spus Domnul cu privire la revenirea Lui nu spun altceva decât faptul că se văd zorile dimineții. Isaia capitolul 21, ascultați. Se punea o întrebare, străjerule, cât mai este din noapte? Mai este mult din noapte? Și ascultați răspunsul, eu mă așteptam să spună, e noapte, încă e beznă! Dar ascultați ce făceau străjerii, ei au zis în răspunsul lor, vine dimineața, chiar dacă încă este tot noapte. Frați și surori, noi suntem biserica Dumnezeului celui viu, mireasa Lui. Știți ce m-a uimit pe mine în versetul acesta? Două cuvinte. Două cuvinte repetate de două ori. Ascultați ce spunea psalmistul, sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineață. Și vine și confirmă și spune, da, mai mult! Străjerii așteptau dimineața să meargă acasă. Comisiune îndeplinită, am păzit cetatea, porțile cetății n-au fost asaltate. Am avut o noapte liniștit. Însă când este vorba de biserica Lui, știți ce înseamnă acest mai mult? Dorul după cel care a spus că se va întoarce. Să ne facem o verificare în seara aceasta, frați și surori. Fiecare dintre noi să vedem la câți ne mai este dor. A venit în casa ta de atâtea ori, când copilul era bolnav și nu aveai soluții omenești. Poate într-o noapte, poate într-un zor de zi, a venit el și și-a întins mâna nevăzută și ți-a vindecat copilul. Și astăzi este în adunare și cântă poate în cor sau în orchestră.
A venit în casa ta când soțul tău era un necredincios. Poate unul care te prigonea și făcea atâta rău. Într-o zi a intrat în casă și a vorbit personal și a intrat în apa botezului și astăzi este membru în adunare. A venit în spital unde era internat și nimeni nu putea să-ți vină în ajutor. A venit acolo și când medicii au spus nu se mai poate face nimic, Dumnezeu a spus nu, eu am ultimul cuvânt și Dumnezeu ți-a dăruit sănătate și ești în adunare în seara aceasta. Aleluia! Mărire Lui! Nu ți-e dor de El? A venit de atâtea ori în casa ta, te-a mângâiat când alții au dat în tine fără milă, ți-au zdrobit sufletul tău, alții și El a venit și a spus, sunt cu tine, așa cum amintea fratele Ali, sunt cu tine, rămâi liniștit, dacă eu călătoresc cu tine, tu să n-ai nicio grijă, să nu-ți faci probleme, să nu-ți fie frică, rămân cu tine. Oare ne mai este dor? Când ai stat de vorbă cu Dumnezeu? Ascultați ce spune cuvântul Domnului în cartea Exod, asta atât de mult îmi place. Spune că Moise s-a coborât de pe munte cu al doilea rând de tablă. Cei care erau lângă el și vorbeau cu el, nu știau de ce, își puneau probabil mâinile la față sau se uitau în altă parte. Și ascultați expresia. Spune fața lui Moise strălucea pentru că vorbise cu Dumnezeu. Frați și surori, când ai vorbit ultima dată cu Dumnezeu? Nu doar o rugăciune așa, Doamne, fii cu noi, e seară, mâine, poi mâine. Să stai tu și Dumnezeu de vorbă, tu și Dumnezeu, să-i spui așa, Doamne, sufletul meu te așteaptă. Sau sufletul ți-a mai vorbit? Să spună, îl vreau pe Dumnezeu. Vreau mai mult cu El, vreau mai mult părtășia, vreau mai mult, dă mai mult! Să stai tu cu Dumnezeu de vorbă, să-i spui, ca și cum spui părinților, cum ai spus părinților când poate erai copil acasă, de asta mi-e frică, asta mă îngrijorează, asta e durerea care o am. Și să stai de vorbă cu Dumnezeu. Știți când ne este dor de Domnul? Știți când este cel mai mult? Cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atât dorim mai mult prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Cu cât suntem mai depărtat, cu atât suntem acei oameni care îi bine așa cum îi. Am întâlnit o soră adusă din Turda la Cluj, operată de cancer, singura pocăită din casa ei și cineva din biserică a zis, frate, de nu n-a vizitat-o nimeni pe sora aceasta, la fiica ei este de un an. Frații din Turda nici nu știu unde să o caute, zice, n-ar fi rău să o căutați și să vorbiți cu ea, să faceți o rugăciune pentru ea, să o îmbărbătați. Am dus la această soră, care era la fiica ei, fiica era necredincioasă, când m-am dus să mă rog pentru ea, să-i spun câteva cuvinte de încurajare, s-a ridicat așa cum era în pat, s-a ridicat în șezut și a zis, mulțumesc că ai venit să mă vezi, frate. Nu te-am văzut niciodată, dar mă bucur că ești fratele meu în credință. A zis, vreau să spun ceva, frate. Zice, cum te cheamă? Zic, Dănuț. Zice, frate Dănuț, vreau să spun ceva. Ce vreau să spun că mie mi-este atât de dor de Domnul Iisus Hristos. Acum 10 ani m-am întors la Dumnezeu, singura pocăită din familie. Și zice, cu fiecare an care trecea, parcă îmi era tot mai dor de Domnul și parcă mi-e așa de dor. Zice, când am fost dus în sala de operație, am spus domnului doctor, zice, domnul doctor, eu am 22 de ani. Zice, să fii liniștită, că dacă cumva mor pe masă de operație, Domnul Iisus m-a luat și m-a dus în slava Lui. Mi-e atâta mi-este de dor de El. Eram cu încă un frate și fiica ei care era acolo în cameră, când a auzit ce spune mama ei, a ieșit afară din cameră. N-am mai stat câteva minute, ne-am rugat și eu am plecat. Fica ei plângea în hohote. A zis, domnule, de așa ceva eu n-am auzit și nu înțeleg pe mama. Cum să o aud că spune că vrea să plece, că e dor de Dumnezeu, că e dor de Iisus? Păi, domnule, eu am dus-o la cei mai buni medici din oraș, din Cluj. A zis, doamne, nici n-aveți cum să o înțelegeți. Mama noastră este atât de legată de cer încât așteaptă împărăția lui Dumnezeu. Peste o lună iarăși m-am dus să o vizitez și când m-am dus, era atât de slăbită și a deschis puțin ochii, s-a uitat și a zis, mă bucur că ai venit să mă vezi. Zice, vreau să spun
că mi-este și mai dor de Domnul și abia aștept să fiu cu El în slavă. Am mai trăit 7 zile și m-a sunat fiica acestei surori și a spus: frate păstor, ați fost ultimul care v-ați rugat pentru ea, vreau să veniți la înmormântarea mamei. Într-o lună de februarie, pe un frig cumplit, undeva în Turda, pe o stradă sărăcăcioasă, o curte neîngrijită, cred că am fost 30 de persoane la înmormântare, dar pentru mine cine era în acel sicriu era o eroină, o necunoscută, o persoană care într-o zi s-a întâlnit cu Domnul, dar care în inima ei s-a produs ceea ce cântăm noi într-o cântare: de dorul tău, Iisus iubit. Și spunea apostolul Pavel: eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, clipa plecării mele este aproape. Și spunea: mă așteaptă cununa pe care mi-o va da Domnul judecătorul cel drept în ziua aceea, dar nu numai mie, și asculta, ci tuturor celor care vor fi iubit. Una e așteptarea, alta este iubirea. Știi ce înseamnă să iubești venirea? Ți s-a dus copilul în America de 10 ani și poate nu l-ai văzut și știi că vine și a aterizat la Budapesta și vine, cum îl aștepți? Cum te uiți? Oare îl sun? Oare mai ai mult până ajungi? Mai ai mult până ajungi? Mai ai mult până ajungi? Pentru că iubești întâlnirea cu cel plecat de multă vreme. Biserica așteaptă un ceas și biserica îmbrăcată în haine de sărbătoare așteaptă o zi, că va fi noapte, că va fi zi, nu știu, când pe nori de slavă va veni mirele, cum cântam în seara aceasta. Și este o cântare care pe mine mă pune pe gânduri. Și spunea strofa, corul acelei cântări: când se vor citi numele, când se vor citi numele. Cu câte emoție mergeai atunci când dădeai câte un examen la liceu și te duceai, oare unde sunt, deasupra liniei sau sub linie? Și când vedeai că ai luat examenul, erai atât de plin de bucurie, într-o zi se vor citi numele. Frate, soră, dacă viața nu este rânduială în seara asta, ne plecăm cu fața la pământ, ne proșternem, ne întoarcem cu fața spre Domnul, pentru că dorim eternitatea, dorim răpirea, dorim cerul. Să umbli 30 de ani la biserică, să umbli 40 de ani, 20 de ani la biserică și într-o zi să rămâi jos, că poate ai avut o viață dublă. În seara aceasta, Dumnezeu ne cheamă să fim acei oameni care să trăim o viață de pocăință autentică și reală, să strige sufletul, sufletul meu, și să exclam: așteaptă pe Domnul mai mult decât orice în lumea aceasta. Chem grupul să pregătească o cântare care poate au pregătit-o. Vă chem să vă ridicați și dumneavoastră, frați și surori, și haideți în urma acestei cântări să intrăm în rugăciune, să rugăm pe Domnul să ne umple de putere, să vedem dacă am fost vulnerabil undeva în seara aceasta, Domnul să vină cu puterea Lui, să ne umple de Duhul Lui cel Sfânt. Iar dacă unii sunt robi ai păcatului, în seara aceasta să dea Domnul drumul prinșilor de război, să vestească o seară a eliberării, a izbăvirii și a biruinței. Poate în seara aceasta te-ai programat după biserică să pleci cu prietenii și nu știe nimeni. În seara aceasta Domnul te oprește aici. În seara asta Domnul îți spune că vrea să fie ceasul izbăvirii tale, ceasul în care să te ia iarăși de mână din groapa aceea falimentului unde ești și Domnul să-ți dea un viitor și o nădejde. Aleluia!